Hei, salutare dragi prieteni și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum am văzut și în titlu, vom face un story time să vă povestesc cum a fost la premiere. Deci da, să începem! Astăzi de dimineață este ora 10:30, noi am avut premierele pe la 10:09 și am luat... Sunteți pregătiți? Am luat premiul 3. Bine, și premiul 3 este mai bun decât niciun premiu, pentru că alții au luat mențiune, dar da. Sper ca la anul să iau și eu premiul 1 sau măcar 2. Ok, la premiere au fost 6 copii premiați, 3 de premiul 1, 1 de premiul 2 și 2 de premiul 3. Deci... La premiere acolo, doamna ne striga pe rând. Prima oară a început cu clasa pregătitoare, după cu clasa întâi au fost doar doi premiați, după la clasa a doua, care a fost simultan cu noi tot anul, care doamna noastră îi învăța și pe ei, au fost doar două premii de trei, Denisa și Izabela. Ok, aici, știți unde este dunga aceasta, nu știu, îmi venea mereu ceva, nu știu, emoții când mi-auzeam numele. Adică sunt mai mulți copii cu numele meu, Cristi, și când îi chemau, am crezut că m-a chemat pe mine și uite așa mi se făcea aici, Doamne. Dar eu la doamna i-am luat un crin, pentru că știu că îi plac foarte mult, sunt florile ei preferate. Eu i le-am luat deoarece crinul reprezintă cățila un om. Da, după ce ne-a chemat, ne-a dat, nu știu pe unde le-am pus, ne-a dat niște diplome de la niște concursuri. Voi căuta pe laptop. Ok, am găsit aici. Ok, mi-a dat de la Formidabili, de la Discovery și de la Cântat, pentru că, după cum știți, eu sunt la Palatul Copiilor, cânt acolo și am avut până acum un concert. Îl găsiți... la videoclipuri. Ok. Da, și da, nu am cântat eu destul de bine, dar am luat locul întâi, pentru că un băiat a cântat Steaua sus răsare, adică oh my god. Adică Steaua sus răsare. Da. Și un băiat a cântat în rusă, doar har suvi, haprivi și gata, adică știu că a cântat abricolă repede și după încet. Harry Colby, adică aceeași melodie, normal că am luat premiul întâi. Cringe moment. Da, și la premiere am făcut niște tricouri, am scris niște mesaje. O să vi le arăt imediat, la sfârșitul videoului. Pe laptop. Ok, gata, am găsit și pozele. Ok, o să vi le găsiți pe Facebook-ul meu, Cristi, pozele și de la banchet și de la... Da, am avut banchetul, am uitat să vă zic. Ieri am avut, nu ieri, alaltă ieri, adică acum 2 zile, am avut și banchetul de clasa a 4-a. A fost mai frumos ca în excursie, adică m-am simțit extraordinar. Am de la 5 seara până la 10, până la 11 seara am stat acolo. Am fost îmbrăcată în niște blugi rupți cu tricoul acesta și în niște adidași foarte, foarte faini. Da. Ok, cam acesta a fost și story time-ul. Dacă v-a plăcut videoul de azi, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cristi pe ziua de azi și vă pup și vă iubesc. Pa! Și să nu uitați de la 70 de abonați, surpriză! Pa! Prieteni, și am uitat să vă spun, sâmbătă, duminică, luni și marți este Bâlciul. Cred că voi filma și acolo, dar nu vă promit nimic. Nu cred că voi filma acolo pentru că mi-este frică să nu scap telefonul. Deci o să vă anunț mâine. Dacă v-a plăcut videoul de azi, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cristi pe ziua de azi și vă pup, pa!